Salutare și bine ați venit pe canalul Pescuit și Pasiune! Astăzi mergem la pescuit la Olt. Pe aici trec eu peste munte. Este drumul care merge la Voineasa și coboară în Brezoi și de acolo mă duc spre Vâlcea sau la... Iată și Vidra. Așa arată acum. E foarte scăzută nivelul ei. Când vin în mai la pescuit, e până aproape de pădure. Deci e 40 de metri scăzut. Iată ce aici. Apa normal e până acolo. Anul ăsta o să fie apa scăzută mult, pentru că deja în zona asta zăpadă nu mai e așa multă, deci nu are ce să se mai topească. Păcat, vom vedea ce-o fi peste două luni. Poate mai plouă, poate mai ninge. Ia uitați ce frumos e la munte! Aici este lacul Brădișor. Din păcate, acolo, vedeți, sunt niște case albe. Acolo a fost o păstrăvărie mare, a fost cea mai mare păstrăvărie din zonă. Au fost și lostrițe și într-un an a venit Viitura și o spart. Cam așa arată lacul Brădișor.
Am ajuns și la pomul lăudat pe Olt. Aici e prima oară când vin, dar se vede că unde merge lume multă la pescuit, locurile așa consacrate și foarte lăudate, se vede după mizeria care o lasă pescarii. Haideți să vedeți aici ce se întâmplă. Cam așa arată un loc de pescuit foarte frecventat de pescari. Tot ce îți dorești găsești aici. Tot ce îți dorești. Da, cam așa arată zona. Cred că mulți știți unde sunt. Partea proastă este că este foarte mare, e curent mare. Aia n-ar fi o problemă, dar problema cea mai mare este că vine foarte mizerabilă, plin de crenci, mizerie. De aia s-or și dus pescarii pe partea cealaltă. Acolo e apa puțin mai mică și cursul e mai domol. Cam aici sunt urmele pescarilor. Nici nu pot să-i mai zic pescari. Ăștia sunt niște oameni care nu gândesc. Acum vine apa mare și toată mizeria o duce la vale. Vine mizerie, crenci, frunze. O să fie o partidă foarte grea. În primul rând, n-o să pot să țin bețele prea mult în apă, că se vor încărca de mizerie. Ia uitați, păi, ce urât, crenci mari, frunze. Nasoală treaba. Da, aici la pomul lăudat am venit și o prima dată. Poate se va schimba până spre seară și vom prinde și ceva pește. Urât. Nu poți pescui. Mizerie, bidoane. Asta este. Avem acum mișcă ceva. Sperăm că... Ia! Oh, ai. L-am luat!